Noi românii suntem recunoscuți în a ne umple de ridicol, bagaletelizând și ridiculizând valori mondiale din rândul alor noștri. L-am uitat pe Brâncuș, l-am interzis pe Blaga, o vindem pe Ana Aslan, nu mai știm abar nu avem cine este Parhon, de George Emil Palade habar nu avem, de Ștefan Hel n-am auzit, iar de Ioan Moraru nici măcar nu l-am cunoscut. Cât de penibil și de nerecunoscători putem fi uneori. Răutatea și invidia nu ne dau pace. Cu toate astea, ne recunosc străinii, din Silicon Valley până în Japonia și din Norvegia până în Argentina. Cei mai populari români, vrem nu vrem, sunt sportivi. Din păcate, și aici valorile mondiale sunt pe cale de dispariție. Cu ce fac sportivii mai de râs sara asta decât politicienii? Culmea e că pe aceștia din urmă îi regăsim într-o aducere a minte ca nume de străzi, cartiere și chiar statui. Suntem de rusul curcilor. Altfel, Iolanda Balas și Elisabeta Lipa au fost atleta și canotoarea secolului 20. N-au statui și nici nume de străzi. Gică Hagi ne-a făcut cunoscuți pe toate meridianele planetei. Simona Halep, la fel. Ce să mai spun? Gheorghe Gruia a fost cel mai mare handbalist al lumii. Nu mai vorbesc de Nadia Comăneci, care e cunoscută pe toate, în toate țările planetei. Nici ei n-au statui și nici nume de străzi. Recent, Ilie Stase, marele nostru fost tenismen, a dorit să-și amplaseze o statuie construită de nașul său, fotbalistul Ciprian Marica, într-un loc vizibil din București. Dorința lui cerere către primarea capitale a fost rapid contestată de oameni fără de operă, de oameni comuni din toate straturile societății. Iliana Stase a fost idolul românilor generației mele și nu numai. A fost idolul a patru generații. El trebuie analizat, catalogat și apreciat strict pentru ceea ce a făcut în, teren, în tenis pe terenul de joc. Iliana Stase a revoluționat un sport, tenisul de câmp, fiind primul număr 1 ATP din istorie. Nici o stradă nu-i poartă numele și greu se lasă primăria capitale să-i găsească un loc de, un amărât de loc de 10 metri pătrați pentru a se expune pe el însuși atenție pe banii lui Ciprea Marica. Dorința lui Nasti se apropie mai degrabă de un refuz al primăriei decât de o aprobare. E normal, e foarte dificil la noi să dai 10 metri pătrați cuiva, dacă nu este o pilă sau o cunoștință. Năstase Ilie a fost invitat în cele mai importante case lu ale lumii de-a lungul timpului. A întâlnit președinți de stat și a fost aplaudat de reci și de regine. A fost urmărit de miliarde de telespectatori de pe planetă. Niciun politician român nu s-a bucurat de atâta simpatie. Nici în grabă nu se va întâmpla acest lucru. Fiți convinși de asta. În cel privește, este vorba de o suprafață de teren, cât o parcare, repet, pentru mașină, sau cineva să analizeze felul în care îi apreciem performanța. Nu mă interesează ieșirile în decor ale marului terismen, că este de stânga, de dreapta, că e PSD, că are ieșirile, care șase soții, nici măcar orientarea politică. În definitiv, nici pe Minescu, nici Labici, nici Caragiale n au fost uși de biserică. Sunt mai vorut de Sadoveanu, de Joe boxa de arghezi și mulți alții. Aprecia o valoare mondială de origine română în timpul vieții nu este un act nici de servilis și nici o luptă politică măcar. Nici măcar o analiză comportamentală. Nu asta ne interesează la sportivurile Năstase. A trebuit să primeze când judecăm sau îi oferim ceva. În contrapartidă, faptul că este unul dintre noi care s-a ridicat la scară mondială, făcând România mai cunoscută decât mulți politicieni, artiști, scriitori, de care n-a auzit mai nimeni de la Nădlac încolo. În definitiv, ce n-ar costa să ne apreciem puținele valori în timpul vieții? Ar fi doar un prim pas, zic eu, spre normalitate. Sportul îi e în E păcat.